salutare tuturor studenții, ne aflăm în perioada sărbătorilor de iarnă. Iată că Universitatea Transilvania în această perioadă a găzduit foarte multe evenimente caritabile și concerte. În această perioadă, studenții au colindat cadrele didactice și anumite corpuri ale Universității Transilvania. Eu, în acest moment, mă aflu la aula Universității Transilvania, unde de data aceasta copiii sunt cei care au venit să ne încânte sufletele cu cele mai frumoase colinde. Spuneți-ne câte ceva despre evenimentul din această seară. Da, bună seara! Este un spectacol organizat pentru copiii angajaților Universității Transilvania din Brașov. În spectacol vor evolua chiar acești copii, o parte din copiii angajaților. Cu ei s-a pregătit acest spectacol. S-au pregătit surprize, poate o să vină și Moș Crăciun, cadouri. Acest eveniment se organizează anual? De 3 ani se organizează acest eveniment în Universitatea Transilvania și impactul a fost foarte bun. Copiii s-au bucurat, au participat, cântă, toată sala cântă. Dacă o să rămâneți la spectacol, veți vedea că este o atmosferă extraordinară. Avem și un prezentator genial astăzi, invitat, un actor de la Teatrul de Păpuși din Brașov, care va anima un pic distracția. Sper că va fi un spectacol ca și în anii trecuți, la fel de reușit, și copiii vor pleca cântând colinde acasă. Cine s-a ocupat de pregătirea copiilor? Eu m-am ocupat de pregătirea copiilor, am lucrat de 2 luni, pregătim, învățăm colinde la facultate, facem scenariu, spectacol, ca să toată lumea să fie pregătită, să poată cânta. A fost complicat să lucrați cu copii, pentru că au multă energie și sunt spontani, într-o fel acest lucru este bine, dar pe de altă parte poate să vă îngreuneze puțin de voastră munca. Eu spun că e minunat, într-adevăr, nu e ușor să lucrezi cu copiii, pentru că trebuie să te cobori la nivelul lor, trebuie să te joci tot timpul cu ei, dar dacă nu am impresia că neapărat facem o repetiție și învățăm cine jucăm, atunci totul e foarte bine și ei sunt atât de entuziaști și au atâta energie care ne încarcă și pe mine, mă încarcă pozitiv și mă motivează să lucrez cu ei. Spune-mi, ce reprezintă costumația ta din această seară? Un fel de crăciuniță. Ai emoții? Un pic. Ia, spune-mi, ce colinde o să ne cântați? Florile d'albe, la mulți ani, ultima va fi, și cam atâta. Nu o să cântăm chiar foarte multe. Te-ai pregătit foarte mult pentru acest eveniment? Da. Ia, spune-mi, ce vrei să primești de la Moș Crăciun? Păi, n-am pretenții, ce vrea el? Înveți bine la școală? Da. Și ce ne-ai pregătit în această seară? Păi, eu nimic, dar o să cânte sora mea. Sora ta. Și ai venit să o susții? Te-ai îmbrăcat atât de frumos? Da. Ce îți dorești tu să primești anul acesta de la moșu? Nu doresc neapărat ceva anume. Nu? Da, adică îmi doresc mai mult haine sau cărți. Spune-mi, ce îți place să faci în timpul liber? Mie îmi place mult să citesc și mai fac teatru din când în când, vineri, și uneori eu mai fac cu surorile mele spectacole pentru părinți. Te-ai gândit ce vrea să te faci când vei fi mare? Da, aș vrea să fiu actriță. Actriță. Ai vreo actriță preferată în momentul de față sau urmărești vreun film? Da, îmi place de Martina Stossel din Violeta.